A fost luat cu asalt de românii care au în față 4 zile de distracție. Drumul a fost la fel de greu precum cel spre mare. Ba chiar traficul de pe DN1 a fost mai greu decât cel de pe Autostrada Soarelui. Încă de la primele ore ale dimineții s-au format cozi interminabile. Mini-vacanța a început încă de dimineață cu multe ore de așteptare în trafic. 3 ore am făcut 10 km, n-am făcut mai mult. De la 9 am plecat din Ploiești și uitați cât e, 12:15. Se circulă pe DN1 astăzi. Mai prost ca niciodată. Iar dacă unora cozile interminabile le-au adus nervi, altora nimic nu le-a putut opri distracția. Am plecat din București și suntem încă pe drum. Și odată ajungi la destinație, turiștii aproape că uită de drumul lung parcurs. Pentru că, spun ei, răcoarea de la munte merită efortul. Corneliu a venit în Poiana Brașov pentru o porție de adrenalină. Și nu singur. Și-a adus cu el și prietenii. Atunci când poți să combini natura cu adrenalina, cu prietenii, momentele sunt de neuitat. Orice ar fi, ținem picioarele fixe pe cei doi suporți. Este foarte important să plecăm împreună, ca un grup, să ajungem jos, tot împreună, tot ca un grup. E perfect pentru o zi de sâmbătă și pentru o zi de vacanță. Iar coborârea de pe munte cu mașinuțele nu e singura metodă de distracție. Și cum e senzația? Plăcut. Plăcută? Da. Cât mai stai aici? N-ai obosit? Cât mai stau, tati? Pe lângă baia în piscină sau saltul la trambulină, turiștii pot experimenta trasul cu arcul. Trebuie să fie la nivelul ăsta, da? Să poți să armezi cât mai bine, ok? Bun. Iar de sfoară ținem cu cele două degete și săgeata să fie între ele, sub forma aceasta. Exact. Este pentru prima oară. De griji vor să uite și cei care poposesc zilele acestea pe cărări de munte. Aici se anunță aglomerație, mai ales că va fi un weekend prelungit.